ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea noastră Viață în Armonie. Iată că a revenit, tot în emisiunea noastră Viață în Armonie, Cristian Pompei. Bine ai revenit, Cristi! Bine ne-am reîntâlnit! Am spus că revin! Ai spus și ai și am revenit și mai repede și decât ai și făcut-o, da. Iată că după emisiunea care am făcut-o și pe care am dat-o, am transmis-o, sunt multe, multe feedback-uri. Lumea a primit informația așa cum ai transmis-o și vreau să spun din nou telespectatorilor și urmăritorilor, cum le spui tu, că nu sunteți obligați să faceți ceea ce auziți în emisiunile noastre, aveți liberul arbitru să faceți ce vreți dumneavoastră, doar că noi avem obligația, dacă poate fi numită obligație, dată prin Doamne, Doamne și prin ceea ce ne trimite El, să vă transmitem. Dumneavoastră alegeți. Așadar, Cristi, astăzi o să vorbim cu siguranță despre un subiect pe care eu îl iubesc. Este vorba de tot ce înseamnă energie pozitivă și alt fel de energie decât pozitivă, nu spun că nu vreau să o invoc aici, în zonele noastre, zonele din județul Neamț, în Piatra Neamț. Și vom mai discuta, și ți-am spus și tema emisiunii de astăzi, protecția. Așadar, bine ai venit! Și... mulțumesc pentru invitație. Protecție, și ne referim în mod normal la protecția energetică. Uh-huh. Pentru că sunt cărcotași care o să zic protecția cască, echipament și așa mai departe. Nu. Ce se întâmplă? Perla Moldovei, unde ne aflăm, așa se numește Piatra Neamțu, și nu numai Piatra Neamțu, se află într-o zonă puternic încărcată pozitiv. În primul și în primul rând, datorită mănăstirilor, Bistriței, este foarte important, apa, că știm că apa protejează întotdeauna. Și purifică. Și purifică. Suntem într-un fel la poalele Ceahlăului, un munte cu o energie cu totul și cu totul specială, unul din polii energetici ai României. Eu îi spun străjerul nostru. Da, se poate numi și străjer, se poate numi pentru că ne apără de energiile negative. Categoric. Oamenii, o parte din oamenii minunați, nu vorbim de uscătorii astăzi pentru că nu are rost, oamenii minunați din zonă. Acum, dacă cineva m-ar întreba punctual care sunt punctele pozitive ale Pietrei Neamțului și a împrejurii, n-aș putea să răspund. Pentru că nu sunt vrei peste să tot. Răspund. Nu vrei răspund. Să răspund. Las un punct pe care eu îl cunosc de foarte mult timp. Așa. În oraș, eu vorbesc de oraș deocamdată, este turnul lui Ștefan cel Mare și zona unde se află acea bisericuță, biserică domnească, cum se numește, cu acea poartă lângă. Arcul nostru de triumf. Exact, nu un gen. O poartă care parcă face legătura între noi și lumea de dincolo de care vorbeam la emisiunea trecută. Uh-huh. E o zonă foarte puternică. O altă zonă foarte puternică în Piatra Neamț este zona cetății, parcul cetății, cum îl numesc eu. O zonă foarte interesantă. Foarte interesantă. O anumită zonă, nu pot să dau... Care e această cetate? Că mă bagi în ceață. Eu stau aici și nu știu decât o singură cetate în Piatra Neamț. Aproape cetate. Cea de la Bătca Doamnei. Da, se numește cetate, nu pot să-i spun fortificație, că nu e cetate. N-au rămas decât ce este atât, în pământ, atât. Dar zona să nu înțeleagă ce se întâmplă. Cineva acum o să-mi spună mie că în cetate au avut loc și lucruri rele și lucruri bune. Ok. Numai că românii, și nu numai, dar românii, noi discutăm de românii acum, nu ne interesează alte, au făcut forma cetății, ca și piața unde este turnul, sub anumită formă, nu întâmplător au formele. Formele respective atrag energia pozitivă sau atrag energia negativă, dacă o putem numi așa, și o transformă în energie pozitivă. Știm foarte bine că orice colț atrage energie mai puțin pozitivă. Foarte multe zone sunt cu colțurile rotunjite. Deci acea energie care ne lovește, de care o să vorbim imediat, nu are unde să intre.
pentru că ricoșează din colțul respectiv. Nu spun că o zonă foarte, foarte bună și aș sfătui, măcar pe nemțeni, dacă nu și pe cei care vizitează Piatra Neamțu, este malul Bistriței, și nu voi da zona între kilometru 5 și 6, malul, pentru că știm foarte bine, apa curăță ne purifică. Nu spun vârful Telegondolei, dacă mă pot exprima așa, de unde se vede foarte, foarte bine Pietricica și nu întâmplător îi se spune Pietricica. Nu, se vede Pietricica, dar... Se vede Pietricica, așa. Nu, se vede Pietricica, nu e Pietricica, vârful Telegondolei. Vârful este Cozla, acolo da, unde... Da, Cozla, unde și pârtia și așa mai departe. Capătul pârtiei. Sunt zone extrem. Să nu uităm un lucru. Piatra Neamțu este între munți, în munți. Sunt munți mai micuți. Structură care creează o energie aparte. Cum știm că Iașu este orașul celor șapte coline. Deci, Piatra Neamțu nu mai a te plimba pur și simplu pe malul Bistriței. Mergând puțin mai încolo, spre Mănăstirea Bistrița, mergând spre celelalte zone cu totul și cu totul speciale, te poți încărca. Nu trebuie să mergi la maestri să faci chestia asta. Nu trebuie să faci cursuri pentru așa ceva. Pur și simplu te încarci numai privind Bistrița. Acum Bistrița e un pic mai tumultoasă pentru că a plouat. Da. Deci aceste zone sunt pur și simplu locuri în care să stai 2 minute, să stai 1 minut, nu trebuie să stai 5 zile, în care poți să spui ordine în gânduri. Poți să stai tu cu sufletul tău. Poți să mulțumești entităților de lângă tine, care sunt întotdeauna lângă tine, chiar dacă nu le vezi și chiar dacă nu le simți. Și nu întâmplător se numește Piatra Neamț. O zonă a Neamțului, nu mai spun că practic Târgu Neamțu, Oglinzii, Zimbrăria, unde poate este singurul loc unde zimbrii noștri trăiesc foarte bine și oare de ce trăiesc foarte bine? Pentru că e o energie cu totul și cu totul special. Nu pot să nu numesc mănăstirile, Sigăstria, Sihla, Secu, Văratec, Neamț, Bistrița, Bistrița, toate, Pângărați. Și deci încă multe mănăstiri care nu întâmplător sunt făcute pe un loc energetic. Știm foarte bine legenda, dacă este legendă, deși sincer mă îndoiesc că este legendă. Și Nechitu, uitam. Și Nechitu. Legendă cum Ștefan cel Mare făcea mănăstirea, trăgea cu arcul și săgeata se... unde punea, nu întâmplător, aici sunt niște lucruri, practic el spărgea niște energii negative, săgeata aia nu se ducea aiurea și se spune că vârful săgeții era de argint. Iarăși un element de protecție foarte puternic. Deci Piatra Neamțu, eu îi sfătuiesc pe cei care ne urmăresc și nu sunt din Piatra Neamț, măcar să o viziteze. Măcar să meargă o dată cu telegondola. De ce? Telegondola pleacă dintr-un loc încărcat mai puțin benefic și este absolut normal, gara, unde vin oameni cu diverse probleme, cu... dar urcă efectiv pe un munte, trecând printr-o pădure, deci automat te curăță natura, te curăță. Nu trebuie să te curezi tu. Eu am simțit, am fost împreună, am simțit efectiv cum e diferența de jos cu diferența de sus. Deci parcă pur și simplu făceam duș de jos. Dau un exemplu interesant. Mergând mai departe spre partea de protecție, voi da în emisiune câteva metode pentru că sunt foarte importante. Noi trebuie în primul rând să depistăm energiile respective. Cineva o să ne spună acum, nu pot, nu există nu pot. Sunt două tipuri de energii. Una, energia locului unde ne aflăm, care este potențată pozitiv sau negativ, în primul rând de persoană, nu degeaba bătrânii spuneau omul sfințește locul, generată de nodurile Hartmann, deci știm foarte bine, cine nu știe, spunem acum, e rețeaua energetică a Pământului, cam 40, sunt niște grile, în capătul grilelor sunt niște puncte, se numesc nodurile Hartmann, sunt din 40 în 40 de centimetri și ele potențate de, imediat o să spun de ce, transmit o energie care este rea în timp. De exemplu, în Franța, o întreagă scară de bloc a fost dărâmată, pentru că toată scara de bloc, cu excepția unei singure persoane, au murit. Tocmai din cauza acestor noduri Hartmann. Nodurile Hartmann sunt potențate de aparate,
de centrale termice, de conducte reziduale pe dedesubtul locuinței. Păi asta trăim toți în... Da, da, trăim, într-adevăr, mai ales persoane de la bloc. Numai că putem acele noduri să le anihilăm. Cum? Și voi da exemplu, dar să spun, sunt potențate de locul în care a murit o persoană și nu este curățat, și curățarea este făcută de preot, foarte simplu, locul mortuar este potențat negativ. Cum le depistăm în primul rând? Că aici este un lucru foarte interesant. Pentru cei care au pisică, pisica întotdeauna va dormi și va sta pe nodul Hanuman. E foarte simplu, cine are pisică în casă să-și facă o schemă a casei cu punctele respective. Pisica nu potențează nodul, dorește să-l anihileze. Și depistăm în casă unde sunt. S-ar putea să n-avem, să avem într-un colț, neavând dedesubt conducte, neavând așa. Alt lucru foarte simplu de depistat, foarte multă lume umblă cu ansa. Și le spun celor care ne urmăresc, cea mai simplă ansă, cea mai simplă ansă e mâna. Mâna. Cu mâna simțim. De ce oare mama, când pe copilul doare ceva, îi pune mâna pe locul respectiv? De ce noi, când avem o disfuncționalitate, punem mâna exact în locul... Mâna este ansa și simte. La noi în casă, unde avem vibrația noastră, putem foarte simplu face o simplă scanare cu mâna. Manifestarea nodului Hanuman este sub formă de răceală. De rece. Pe nodurile Hanuman putem pune o plantă care anihilează, o plantă vie, atenție, nu moartă. Singura plantă moartă pe care sfătuiesc pe cei care urmează să o țin în casă este busuiocul. De la biserică, de la icoană, luată este singura... Și levănțica, nu? Și levănțica, dar levănțica are alte valențe. Protector contra energie este busuiocul. Levănțica purifică aerul și sparge niște energii. Este foarte bună și levănțica. Pe nodurile respective, dacă avem posibilitatea, mai ales dacă nodul respectiv se află la birou, sau cum stăm noi aici în studio, nodul se află sub scaunul meu sau sub scaunul de aici, se poate pune foarte simplu o placă de patefon. Aveau bunicii, acele placi ebonită, un disc de patefon, fără să, el trebuie verificat înainte să nu fie zgriat. Ce se întâmplă? Discul acela de patefon este o spirală și închisă. Spirala ce face? Atrage energiile negative și nu le mai lasă să iasă. E o chestie foarte simplă. După ce am depistat aceste noduri, schimbăm, să fac niște schimbări. De exemplu, o posibilă potențare a nodurilor Hanuman este și dezordinea, între ghilimele, în șifonier, în bibliotecă. Și să face simplu. Nu aruncăm biblioteca și nu aruncăm hainele din șifonier. Le schimbăm locul între ele. Mamă, la ce mă supui? Asta nu se face zilnic. Atenție! Asta se face o dată, de două, de trei ori pe an. Nu se face zilnic. Doamne, la câte cărți am, cum să le sucem? Nu toate. Deci nu se schimbă, dacă pe un singur raft sunt 100 de cărți, nu se schimbă toate 100 între ele. Se schimbă capetele. Mulțumesc. E foarte, 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 foarte interesant. Creează altceva. În casă, pentru o protecție foarte bună, este bine geamurile și oglinzile, în mod de, chiar dacă sunt curate, măcar o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni să fie șterse cu ceva natural. Lână, bumbac, șterse, nu spălate, șterse. Ce se întâmplă? Lumină. Unde este lumină? Trebuie să înțelegem așa. Energie negativă mă exprim puțin afizic, că energia este energie, nu este... într-un oraș, cum e Piatra Neamț, unde suntem noi acum, sau în casă, atrage sau potențează această energie dezordinea, murdăria, umezeala, răutatea, pentru că aici trebuie să spunem foarte, să avem mare grijă pe cine băgăm în casă și în ce stare e persoana respectivă. Pentru că sunt foarte multe persoane care vin cu o doză de răutate, nu manifestă. Sunt așa zis și vampiri energetici. Răutate pe care o dozează la mine în casă. Eu nu simt, pentru că foarte multe persoane nu simt, dar în timp se acumulează. Și cum să curăți după ele? Se curăță foarte simplu, dau imediat metode. Este bine pentru o purificare a casei și după aceste persoane,
La intrarea în casă. Intrarea în casă este foarte importantă. Fie că este intrare de bloc, vorbesc de apartament, nu intrare în bloc, intrarea de apartament, fie că este intrare în curte, trebuie să aibă câteva elemente de purificare, dacă le pot numi așa, simple, care nu costă o avere. Este vorba de un bulgăre de sare, și știm foarte bine că aici în Moldova avem foarte aproape salină, bulgăre de sare, dar nu e odată, atenție foarte mare, care se pune imediat la intrare, în stânga sau în dreapta, unde fiecare om are posibilitatea, să nu ne împiedicăm de el. Orice intrare în apartament, chiar a mea, că și eu pot să vin cu energie, că le iau din autobuz, după stradă, din lucru cu oamenii, este absolut normal. Sarea le curăță. În apartament sau în locul unde loc, trebuie să am ceva viu. O plantă, ceva viu. Un animal, în cazul în care cineva suportă animale, pisici, câine și așa mai departe. Ceva viu. Nu trebuie să am pe pereți tablouri care au picturi cu flori moarte, cu furtuni, cu vapoare care se scufundă, cu tunete, cu copaci fără frunze, nu trebuie să am. Acestea potențează această energie în timp. Să nu înțeleagă cei care urmăresc că acum dacă mă așez pe un not care gata, dispar. Nu, în timp. Și o să dau un exemplu foarte, foarte elocvent imediat. Deci sunt metode foarte simple. Bunicii noștri, pentru prosperitate, pentru că foarte multă lume o să întrebe, dar de prosperitate mi s-a dus nu știu ce. Este un lucru foarte simplu pe care îl făceau bunicii noștri. În bucătărie, și subliniez, în bucătărie, nu în dormitor, că am mai văzut, sau în sufragerie, se pune la geam o funie de usturoi. Dacă nu avem funia de usturoi, că nu-mi permite timpul, o funie de ardei iute, roșu, atenție, aduce prosperitate. Și o să vedeți că la foarte, cel puțin în București, aici nu m-am uitat în Piatra Neamț, dar cel puțin în București, marea majoritate a chioșcurilor, a florăreselor, au la intrare funia de usturoi sau ardei iute. Aduce, protejează împotriva gândurilor și așa mai departe și aduce prosperitate. Un lucru foarte simplu. Păi bine, mă, dar usturoiul nu se strică, nu se usturoi. Nu. Asta vreau să spun acum. Elementele respective se pot consuma în bucătărie și mânca. Numai ca funia de usturoi sau funia de sau zmocul, funia sau ce este de astea nu trebuie să rămână goale. În momentul când am mâncat ultima căpățână de usturoi, pun altă funie. Locul respectiv exact, să fie întotdeauna. Exact, în bucătărie, de aia să punem bucătărie, aduce prosperitate. Alt element foarte, foarte, foarte simplu de prosperitate în casă este în spatele ușii de intrare, la intrare, unde se poate pune, se poate pune un clopoțel. Ori pe ușe, cine poate să pună pe ușe, ori pe dunga de sus. Nu neapărat când se deschidă ușa să facă cling-cling. Nu neapărat. Pentru că acel clopoțel, de câte ori intru în casă și dă-o puțin cu degetul așa. Clinchetul acel clopoțel sparge toate energiile, sparge inclusiv, mă curăță pe mine de unde vin. Nu curăță mintea, nu curăță corpul, ca acel clinchet. Nu degeaba biserica are clopote. Nu degeaba. Prin clopotele alea... Da, sparge energia exact, negativă. Exact. Și potențează energia pozitivă. Nu degeaba bătrânii noștri când veneau norii de grindină sau de norii de frutură, băteau clopotele. Da. Nu degeaba. Așa e. Sunt niște exemple foarte simple pe care foarte multe persoane care ne urmăresc le știu, asta, dar nu le aplică. Acum avem tunuri care nu funcționează pentru grindine. Bine. La noi nu funcționează multe. Clopotele nu mai sunt bune. Din păcate. Un element extrem de periculos este însă și omul. Noi intrăm în legătură și în rezonanță, dacă mă pot exprima așa, cu tot felul de oameni. Dar nu știm să ne curățăm. Oameni care practică acest tip de vampirism, sunt două tipuri de vampirism. Vampirismul, să-i spunem, neștiutor, deci sunt persoana care vampirizează și nu știe, și persoana care vampirizează voit, ceea ce este foarte periculos. Noi în casă avem vampiri energetici fără să vrem. O persoană bolnavă este o persoană care vampirizează, este absolut normal, persoana respectivă nu mai are energia noastră, tocmai că acea energie o are, dar acea energie este mâncată de afecțiunea respectivă. Știind chestia asta, putem face niște lucruri. Este bine cât se poate să nu se doarmă cu o persoană bolnavă în cap, în pat, foarte mult timp. Nu așa că... Este bine să nu purtăm hainele unei persoane bolnave.
este bine să lăsăm persoana respectivă nu în locurile unde noi ne reculegem. De exemplu, fiecare dintre noi avem un mod de a ne ruga, un colțișor al nostru. Fie că e în pat, fie că e pe scaun, fie că e pe fotoliu, fie că e... E bine ca persoana bolnavă să nu meargă în zona respectivă. Pe cât posibil, bineînțeles că suntem oameni. De ce? Pentru că acești vampiri de energie îi avem sigur. Sunt acele persoane în bloc care, cu care ne întâlnim, ne salutăm și... Da, hai să spun ce am făcut azi. Dar mai stai 2 minute. Dar stai să spun ce prăjitură am făcut. Dar uite ce haină mi-am cumpărat. Este vampir energetic. Care îmi destabilizează mie problema. Sunt acele persoane care vin, aoleo, am făcut asta. Aoleo, am lăsat aia pe masă. Aoleo, cum le numim noi, persoanele plângăcioase. Tot vampiri energetici sunt. Sunt alea care, astăzi am câștigat 1 milion. Trebuia să câștig 2. Și așa o ține ranca. Sunt tot vampiri de energie. Persoane mulțumite, cum le spunem noi. Le pute tot. Ca să mă exprim puțin mai plastic. Deci aici trebuie să fim foarte... Nu putem să le eliminăm. Dar trebuie să creăm. O metodă foarte simplă este să creăm între mine, între persoana și persoana respectivă, un scut. Și acest scut să creează foarte simplu. Să vizualizează un geam, nu o fereastră. Atenție foarte mare. Sau o ușă cu geam. Un geam. Ne închipuim, pentru cei care nu înțeleg ce spun acum, ne închipuim că noi suntem într-o cofetărie, la masă, și privim prin geam persoanele care trec. În momentul respectiv am creat o barieră între vampirul respectiv și mine. Și o să constatăm, în momentul când simțim, vom simți în geamul respectiv, cum bate ploaia în geam. Așa vom simți atacul. Și nu trebuie să facem decât să închidem o fracțiune de secundă ochii și să creăm această barieră. E o metodă foarte simplă, la îndemâna oricui. Sau oglindă? Da, dar atenție cu oglinda. Oglinda trebuie să o stăpânim foarte bine, pentru că oglinda este un element de magie și putem să distrugem persoana respectivă. Păi ce trimite aia primește? Da, păi de asta spun, trebuie să stăpânim foarte bine oglinda. Ca oglinda să fie magazinată cu exact chestia asta. Să fie ca o reflexie a negativității, nu o simplă oglindă. Că ce se întâmplă? Oglinda, fiind element de magie, fură personalitatea. Și trebuie să spun un lucru foarte, foarte, foarte important. În momentul în care noi ne facem protecția și ne încercăm să ne protejăm de o persoană care o simțim că ne atacă, să fim foarte atenți că s-ar putea să nu fie persoana aia. Persoana aceea să fie folosită ca releu. Și în spatele ei să fie altă persoană. Eu lovesc persoana respectivă, lovesc. Cu ghilimele de rigoare. Eu mă apăr, dar de fapt nu mă apăr. Că de fapt eu lovesc persoana respectivă, dar ea e un releu. Și persoana care îmi face mie rău e undeva în spate. Aici trebuie să fim foarte atenți. Sunt persoanele, alt tip de persoane, sunt persoanele care te privesc fix în ochi. Este foarte bine să evităm privirea direct în ochi. Sau dacă ne uităm și vorbim cu cineva, să ne uităm aici. Ignatenco. Nu, eu n-am metodele de la Ignatenco. De ce? Nu, el să uită, el așa te privește. Da, și te... deci e foarte important să ne uităm aici. Nu să ne dăm seama că ne uităm ochi în ochi. De ce? Pentru că persoana din fața mea, fără să vrea, imprimă prin ochi, știm că ochii sunt oglinda sufletului, prin ochi imprimă frustrarea ei, durerea ei, fără să o vorbească. Uite, vreau să te întreb un lucru. Noi... Și eu și tu și mulți dintre telespectatori plecăm de acasă dimineața și poate că mergând pe stradă sau prin magazin sau unde avem noi treabă până ajungem unde avem de ajuns, nu putem să ne gândim în permanență că uite ăsta e vampir energetic, hai să-mi fac scut, ăsta nu știu ce mai are să-mi fac scut. Ideea mea este în momentul în care pleci de acasă să-ți faci această protecție pentru toată ziua. Care ar fi această protecție? Să o faci pentru orice și oricine. Aici sunt foarte multe metode. Una este cea care am spus-o, se poate face fără probleme, pentru că ce se întâmplă în momentul în care, voi da imediat încă 2 exemple de protecție, protecția se activează în momentul în care protecția este făcută de mine, de mentalul meu. Mentalul meu simte, înainte să simtă corpul. Pentru că simptomele aici, făcând o mică paranteză, simptomele sunt dureri de cap, gheară în piept, ne simțim devitalizați instant. Stare de vomă. Stare de vomă.
sunt atacuri, simptome tipice atacului energetic. De ce spun, iartă-mă, stare de vomă, pentru că în genere cine primește atacurile le primește în plex. Și de acolo e stomacul și de acolo se... Nu numai că le primește în plex. Noi avem pe corp niște puncte pe care le negăm. Nu noi. Anumite în general, persoane. Oamenii, da. Sunt puncte foarte importante pe care unii efectiv își bat joc de ele și le voi numi imediat. Una este buricul, pe românește, pentru că buricul este cordonul pe care noi venim la viață, foarte clar. E un punct energetic foarte puternic pe care foarte mult și-l sparg cu diverse porcării băgate în buric. Uf! Al doilea este plexul, pentru că acolo se spune că este locașul sufletului, este inima și așa mai departe, și este capul. De-aia prima este modul de gândire. Este foarte important. Capul, al treilea, ochi și așa mai departe. Noi trebuie să fim foarte atenți. În momentul când am vizualizat și am făcut una din metode, voi da imediat încă două metode, organismul nostru reacționează imediat. Deci nu trebuie eu să încep să intru în trepidații. Nu. Imediat scutul s-a ridicat în momentul când simt atacul. Pentru că poate să fie un atac minor, nici nu-l simt. Îl simt așa, ca o adiere la o persoană, poate să fie un atac major. Și atacul poate să vină, că aici este chestia, poate să vină de la antene. Deci e cea mai mare greșeală a celor care locuiesc sub antenele puse pe bloc. Ce să fac o paranteză? Vine 5G-ul, ce facem? 5G-ul, dintr-un anumit punct de vedere, a spune 5G egal moarte energetică, din punctul meu de vedere. Și cu asta cred că am spus tot. Ai spus tot, adică cum putem lupta. Alte state luptă și au reușit să elimine și să stopeze. La noi degeaba luptăm, că nu avem cu cine. Ne luptăm cu morie de vânt. Dar există metode simple de a contracara vibrațiile negative pe care camera asta săraca n-are nicio vină că trimite acele vibrații. Așa e făcută. Are baterie, are acumulator. Noi putem pune o barieră între noi și această cameră sau acea antenă. Și putem așa, pune acasă, în mod deosebit, între noi și ecranul, televizor sau centrală. Da, nu prea am văzut pe cineva să aibă centrala în dormitor. Cine spune centrala în dormitor înseamnă că are o problemă. E bună. Da. Există un cristal numit turmalină neagră. Este extrem de ieftin. Bucățica e 5 lei, 6 lei. Nu deci prea nu e ieftin. S-a deșteptat lumea. Nu, în București e între 3 lei și 10 lei bucățica de... Nu trebuie să o audita mai bolovanul. După ce se face acea curățare cu apă, pe care o știm toți, cu apă cu sare sau cu sare sau la soare, se pune între mine și obiectul respectiv. Deci aici, în studio, se poate pune o bucățică de turmalină neagră, care poate să fie pe jos, că oricum nu o filmează, în momentul în care se emite. Pentru că energia asta care ne fură nouă aerul condiționat și asta, numai când emite, nu când camera e închisă. Uh-huh. Și pusă bucățică acolo și sau aici pe masă. Nu deranjează pe nimeni. E un mic obiect. Toată lumea poate să facă chestia asta. Între antene, în cazul în care stă cineva la ultimul etaj și pe blocul respectiv sunt antene, ele într-adevăr te pot omorâ, antenele, în timp. Se pune pe tavan, pur și simplu pe tavan, ori să faci o spirală închisă, atenție, spirala trebuie neapărat cu 7 spire, 7 sau 9 spire, închisă. Se poate face simplu dintr-un cablu de cupru. Se duce la unde se vând astea electrice, ia un metru de cupru și face o spirală. Și cum o faci închisă? Că aici nu înțeleg. Închisă, nu am cum să desenez. Nu. Este spirala și la un moment dat, ultima spiră rămâne în sus. Da. Acea spiră trebuie închisă. A făcut așa ca un... Băgată spre spira anterioară. Uh-huh. Asta înseamnă spirală închisă. Așa. Dacă nu are posibilitate, nu trebuie să fii inginer să faci chestia asta. Plăcile de vinilin, de vinil pusă între... Discurile. Discurile. Toată energia transmisă de acea antenă se oprește în discul respectiv, nu mai vine în apartament. Și astea nu le cureți? Nu, ele se purifică singure, spirala se purifică singură. Ele, încă o dată, nu trebuie să fie zgâriate și pline de praf. O scoate, ne uităm la ea, că se vede dacă e... Și o punem pe tavan. Întrebare. Da. CD-urile din ziua de astăzi, dacă sunt imprimate, nu pot fi folosite? Nu. CD-ul nu are spirală. Păi e imprimat. Nu. Pe CD-uri și pe DVD-uri nu se imprimă spirală. Sunt singurele plăci cu spirală.
spirala se mai poate face simplu și pe hârtie. Nu trebuie neapărat să punem patentul să facem din cupru. Cupru știm că este foarte... pe hârtie. Numai că în momentul când facem spirala pe hârtie, nu trebuie să ridicăm carioca. Să fie continuu. Trebuie să fie continuu, inclusiv închiderea. Și aia se poate pune la intrare, de exemplu, la preșul de intrare, pe fundul preșului, făcut o spirală, nu trebuie să fie spirală cât camionul. Una micuță pusă pe toate persoanele, inclusiv noi, care intrăm în casă, spirala aceea oprește toată energia negativă. E o chestie foarte simplă. Spuneam, am rămas dator celor care ne privesc cu două lucruri. Unu, am avut un caz foarte interesant. Un băiat de 16 ani, 15-16 ani, a venit cu taică-su la un spital, pentru taică-su, nu pentru el. Și s-a simțit foarte, foarte rău băiatul. Făcându-i se niște analize, nu știu ce, medicii au dat un verdict curând. Cancer. Da, un copil încă o dată, 15-16 ani avea. Sora mea, care este medic, că la ea a venit pe chestii de oase, s-a uitat pe analize. Și a zis, mă, aici e ceva neregulă pe analize respective. Făcute de medici, ok, deci nu, având un fler, cum avem și noi, putem vedea un pic dincolo de ceea ce este scris. Și am spus, măi, i-am spus tatălui, ai, dacă doriți, că sunt mulți oameni refractari, dacă doriți, haideți să vină într-o zi la dumneavoastră acasă să văd unde stă băiatul. Ce s-a întâmplat? Băiatul dormea pe o canapea și aici sfătuiesc pe cei care ne telespectatorii, pe cei care ne privesc să nu doarmă pe canapea. Canapeaua denotă singurătate. Și în pat este bine să avem cel puțin două perne. Nu să dormim, chiar dacă nu dormim pe ele. Asta e o mică paranteză. Copilul dormea pe o canapea. La baza, lângă canapea avea o bibliotecă cu cărți amestecate de toate felurile, de la război, la dragoste, la și așa mai departe, făcând niște măsurători, că se pot face niște măsurători, sub apartamentul părinților și copilului, trecea țeava de gaze. El dormea cu capul pe un nod Harman, de care discutam din nou, activat. În timp i-a creat această afecțiune și i-am spus tatălui, hai să facem, mutăm, facem, dregem, nu știu ce, și ia, puneți el să doarmă invers. Cu picioarele la, la cap și schimbați, dacă aveți posibilitatea, schimbați canapeaua. Rezultatul. După 3 luni făcut analizele de cu diagnostic, perfecte. Că medicul a zis, ce ai făcut? Păi, ce fac, domn doctor? Am făcut ce mi-a spus. Nu se poate, ai mai făcut altceva. Deci trebuie să conștientăm foarte bine că aceste noduri și aceste energii nu ne lovesc imediat. Imediat ne dă o stare de vomă, o stare de zăpăceală, dar în timp ne poate activa niște afecțiuni crunte. Am o întrebare, că mi-a adus aminte acum și vreau neapărat să-ți cu nodurile Hartmann care sunt în casă. Prima mea pisică, care am avut-o 14 ani și a murit anul trecut în martie, avea anumite locuri unde dormea. Pisica actuală nu doarme niciun caz în locul, pe locul care dormea cealaltă pisică. Ce înseamnă că s-au mutat nodurile? Nu. Nodurile nu se mută, ele sunt fixe, e chestie de fizică. Nodurile respective nu mai sunt active. În momentul în care nodul respectiv, pun un simbol, pun, stă pisica de 5 ani, fac o cruce cu brațe egale pe nodul respectiv, pun o spirală, pun, ele se dezactivează. Ele nu se mută de acolo, ele sunt acolo tot timpul. Dar în momentul când le-am dezactivat, ele nu mai acționează asupra viului. Că de fapt asta e marea problemă. Acționează asupra viului. O să vedeți dacă puneți pe loc unde stă actuala pisică o plantă vie, de exemplu, puneți un busuioc sau puneți un rozmarin sau puneți chiar un ficus, care e o plantă energofagă, dezactivează nodul. Și pisica nu o să mai stai acolo. Dacă țineți busuiocul o săptămână și mutați după aia busuiocul pe balcon, o să vedeți că nu mai vine pisica acolo. A dezactivat nodul. Și dacă l-a dezactivat, în momentul... Că asta e rolul pisicii. Că pisica, de fapt, ce face? Se așează pe locurile rele și mi-arată că câinele nu o să stea niciodată pe un nod hărăm. El o să fugă de nodurile respective. Bun, pentru că nu mai e foarte mult timp, te rog să spui celelalte două metode de protecție. Da, asta vreau să spun acum. Altă metodă, deci încă o dată, totul ține de psihic. Nu sunt imposibil de făcut. Una este crucea de lumină. Crucea de lumină, de preferat,
este crucea cu brațe egale. Și o să explic de ce crucea cu brațe egale. Și crucea, care o știm noi, este foarte bună, dar crucea vom avea tendința la un moment dat să o întoarcem. Crucea a noastră normală, dacă o întoarcem, e sabie. Să fim foarte atenți. Deci crucea de lumină, vizualizăm. Tot ceea ce se face când vizualizăm și prima metodă și celelalte două, trebuie să le facem într-un mediu. Nu cu telefonul la ureche, nu uitându-ne la telenovele, nu discutând la telefon, nu mângâind pisica, nu mestecând de mâncare. Trebuie să ne așezăm într-un loc liniștit, în poziția care este comodă pentru noi. Că e că scaun pe fotoliu, un pat, nu are important. Vizualizăm acea cruce de lumină, atenție, lumină, nu portocalie, nu mov, nu albastră, nu verde, nu roșie, de lumină. Cine ne urmărește știe ce înseamnă lumină. Și o vizualizăm undeva. În momentul când am vizualizat-o, după aia o aducem spre noi și ne contopim cu ea. Nu o să reușiți, să nu încercați, că nu o să reușiți de prima dată să faceți chestia asta. A doua sau a treia oră o să reușiți. Altă metodă foarte, foarte simplă este sfera de lumină. Vizualizăm o sferă, pur și simplu o minge de tenis sau de ping-pong, sau o minge de fotbal. Dar nu cu însemne pe ea așa. O vizualizăm și o vizualizăm, o vizualizăm, o vizualizăm, o vizualizăm până ne contopim cu ea. Atenție mare! Și la contopirea crucii și la contopirea sferei de lumină trebuie să fim perfect în interior. Nu cu un picior afară, nu cu mâna afară, deci pur și simplu ne vizualizăm într-o sferă de lumină. Acea sferă de lumină, mă repet, dar trebuie să, e foarte important, se activează în momentul în care conștientul, organismul, simte atacul energetic. În momentul ăla, dacă văd că persistă atacul, am închis o fracțiune de secundă ochii și m-am vizualizat în sferă. Și după aia gata, nu mai trebuie. Sfera se dezactivează singură, în momentul când totul e echilibrat, și să constați, faceți un experiment. Vizualizați-vă în sferă, plecați pe unde plecați și după aia apropiați-vă de o apă, unde sunteți singuri sau intrați într-o pădure, într-un loc benefic. Nu să mai simți sfera. Uh-huh. Pentru că intrați în rezonanță benefică cu locul respectiv. Este un lucru foarte, foarte interesant. Și mai trebuie să mai spun un lucru înainte, mai ales doamnelor. Aveți grijă ce bijuterii purtați. Sunt foarte importante, pentru că trebuie să știți originea. În bijuterii și mai ales în bijuteriile cu piatră sunt înmagazinate atât energiile pozitive, cât și cele negative. Cum le curățăm? Se curăță foarte simplu. Se spală, că aveți posibilitatea, cu apă de izvor sau apă neîncepută, să spun și ce înseamnă apa neîncepută. Apa neîncepută este apă de fântână luată când luna te privește, adică după ora 12 noapte. Se spală pur și simplu. Unde mă duc eu noaptea după fântâni? Nu, izvor. Apă de izvor. E noaptea. Tot, nu noaptea, ziua. Apa neîncepută e așa, de fântână. Se spală foarte simplu. Nu puneți bijuteriile în sare, pentru că pătează argintul, sarea pătează argintul și atacă aurul. Casetele cu bijuterii, deschideți-le și lăsați-le să se vadă soarele. Nu o zi întreagă, să le vadă lumina, să iasă la lumină. E o curățare foarte simplă. Pentru cine vrea să grăbește și nu are timpul necesar să facă ceea ce am spus eu, pur și simplu afumați-le cu tămâie sau dați-le cu apă sfințită. E o chestie foarte simplă. De ce ai spus că nu se curăță aurul în sare? De ce îl atacă? Atacă sarea, îl pătează. Aurul? Da, îl pătează în timp, îl pătează. Foarte interesant, că toată lumea mie, așa mi s-a spus, pune aurul în sare și... În timp da, de câte îl pătează. Păi nu, trebuie curățat, deci bijuteriile, cele purtate, nu cele nepurtate, alea să curăță, să deschide cutiuța și să ține la soare. În timp îl pătează. Bijuteriile se curăță cam de două ori pe an, cele purtate. Cam așa, nu se curăță în fiecare zi. Se curăță în fiecare zi în momentul când o țin și asta, sau brățara o țin și simt furnicături în palmă și asta, atunci o curăț imediat. Dar altfel nu trebuie curățată. Din punct de vedere energetic, spune-mi, te rog, cu care mână primești și cu care dai energia? Se primește cu stânga și se oferă cu dreapta. La dreptaci. La stângaci este invers. Dar de obicei este bine ca energia să fie captată echilibrat cu ambele mâini. Bine, în momentul... Eu... Stau așa, nu? Sau ridic mâinile la cer și în momentul în care fac rugăciunea, mă și
încarc cu energie, dar de regulă asta întrebam. Este pe mâna stângă, se vine primește. Și pe dreapta, și dreapta se oferă. Și este cel mai bine, că mâine e bine să le folosim la purificare, la curățare. Dând, pur și simplu, din mâini, curățăm. Energia într-o pădure, lângă o apă, de obicei, energizarea începe de aici. Intră fascicolul și simte efectiv până în tălpi. Și după aia uniformizez cu mâna. De asta este bine când facem chestia asta, la sfârșit să facem așa, că închidem circuitul. Că de asta să țin și mâinile, să țin și așa. Asta e o altă metodă, stimați prieteni, de protecție. Este o metodă foarte simplă, inclusiv așa. A, nu, eu nu stau din cauza piciorului. Sunt metode foarte simple de protecție. În momentul când simțim ceva sau vorbim cu cineva, am ținut așa și... Acum mi-a venit această întrebare și te rog să-mi răspunzi. În momentul în care ne rugăm, când ne rugăm, fiecare își ține poziția mâinilor cum tu, care este părerea ta? Cum trebuie să ne ținem mâinile în momentul în care ne rugăm? Unii țin așa, alții țin așa. Și în biserică văd anumite chestii când e așa, alții stau așa, alții aici. Explică după părerea ta care este poziția din punctul tău de vedere al poziția, în general, poziția de rugăciune este poziția pe care eu o simt. Că nu întâmplător anumite persoane stau așa, bine, totul vine din subconștient, ele nu știu ce înseamnă. Una este să țin așa, să uniformizez energiile, una este să stau așa, îmi închid circuitul, unii stau așa, deși în rugăciune nu este bine, nu este prea bine să stai așa. Poziția ideală de rugăciune se află în icoanele bisericilor și mănăstirilor vechi. Acolo se vede poziția mâinilor, la care la asta ne referim, poziția de rugăciune. Să nu uităm că aici la Sihăstria există două picturi cu totul și cu totul deosebite, Iisus și Fecioara Maria. Iisus, înainte de a fi răstignit, când stă și se roagă, să ne uităm la mâinile lui, așa, și cu bățul și cu coroana de spini, și poziția mâinilor Fecioarei Maria, care se roagă pentru Iisus. Sunt cele două icoane, sunt foarte multe reproduceri prin biserice ale celor două icoane. Sunt icoane care, efectiv, eu, când le-am văzut prima dată, am jurat că sunt oameni. Și care sunt astea? Spune. Sunt în Sihăstria, în mănăstirea Sihăstria, sunt picturile în biserica veche, sunt pictate, dacă nu mă înșel, de Tachenko, un pictor... Cristi, ne urmăresc oameni din America și din Japonia. Nu, Sihăstria este o mănăstire de la Târgu Neamț. Nu, române, spune care e poziția, arată-o! Poziția lui Iisus este așa. Da. Este în picioare și poziția Fecioarei Maria este așa. Am înțeles. Asta vroiam să... Deci nu așa, nu așa, nu așa, nu... Da. Deci sunt poziții și sunt, dacă dau cei din străinătate, dau pe net icoanele Iisus și Fecioara Maria de la mănăstirea Sihăstria din Neamț, sunt imaginile foarte clare ale icoanelor respective. Bun, e foarte bine că ai spus, pentru asta vroiam să-mi arăți poziția, că poate n-au posibilități să ajung acolo. Da, metodele le-ai spus, spunem din rugăciunile pe care noi le practicăm, ca și creștini ortodoxi, care ți se pare cea mai puternică? Este greu de spus care e cea mai puternică. Depinde rugăciunea respectivă pentru ce e făcută. În momentul în care te rogi în general, ca să-ți fie, e rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, în afară de cea de mulțumire. Este foarte important, pentru că unii se rogă să fie mai bogați. Ideea e foarte important. Telespectatorii noștri să știi că eu cred că cea mai puternică rugăciune este aia care îți vine în momentul respectiv. Nu cred că există ca un panaceu, o pastilă, o formulă a rugăciunii în mod deosebit. Pentru că Dumnezeu comunică prin noi când știe că într-adevăr mă rog cu tot sufletul, îmi spune. Numai dacă spun la un moment dat, Doamne ajută-mă pentru cutare, cred că este una din cele mai puternice, sau Doamne dă-mi mintea limpede pentru diverse. Cred că sunt foarte, foarte... Sau unii spun că singura rugăciune, și aici din punctul meu de vedere este fals, singura rugăciune care este cea mai puternică este, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru că în interiorul rugăciunii este un nonsens din partea mea.
este Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu. Dumnezeul nostru, Dumnezeu cine mai e? Nu, nu, Fiul lui Dumnezeu. Păi nu, că de asta spun, trebuie foarte atent rugăciunea cum este, cum este, da, făcută și interpretată. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine și numele. Păi nu, că aud, la foarte, aud în multe biserici, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru. Una este Fiul lui Dumnezeu, care este corect. Una este Dumnezeul nostru. Dacă Iisus este Dumnezeul nostru, Dumnezeu cine mai? Aici e o problemă. Da, da, da. Care nu o dezbatem. Deci rugăciunea aia care... Eu, de exemplu, nu aș putea spune că am o rugăciune a mea. În momentul ăla îmi vine în cap ce trebuie să spun. Uneori mă rog la Dumnezeu. Uneori îmi vine să nu mă rog la Dumnezeu, să mă rog la Sfântul Petru. Sau Pavel. Sau Sfinții Cosma și Damian, Sfinții Părinții Fără de Arginți, Vindecătorii. Depinde de momentul respectiv, pentru că Dumnezeul meu, adică eu Dumnezeu, știm, noi suntem Dumnezei. Scânteia divină. Exact, scânteia divină. Subconștientul meu, el știe exact cu o zi, două, trei, cinci înainte, ce am eu nevoie. Uh-huh. Și îmi dă exact. Dacă e vorba de sănătate, îmi dă exact ce trebuie să spun. Dacă este la drum bun, Doamne, apără-mă la drum. Sau ajută-mă să mă întorc sănătos acasă. E o rugăciune foarte simplă și este foarte puternică, pentru că este o rugăciune a mea. După aia când spun, Doamne, dă-i sănătate lui X, și o spun din tot sufletul, este o rugăciune extrem de puternică. De asta mi-e foarte greu să spun că există un tipar exact la rugăciunea respectivă. Și despre Tatăl nostru? Fără să intrăm în polemică, Tatăl nostru este într-adevăr o rugăciune, dar se pare că, o să aduc, originalul nu este acesta, originalul care îl știm noi și în biserică. Nu diferă mult originalul Tatălui nostru cu Tatăl nostru. Tatăl nostru este într-adevăr, pentru că orice rugăciune și cei ce ne privesc știu chestia asta, deschide o vibrație, curăță niște energii negative, inclusiv asta sunt și slujbele în biserică, curăță niște energii și ne ajută pe noi să ne ridicăm, să fim mai curați, mai luminați, mai liniștiți. Mai... De fapt, asta este o rugăciune. Rugăciunea respectivă. Este o rugăciune puternică, așa? Foarte mulți spun că rugăciunea Sfântului Vasile i-a ajutat în viață. Ok, pentru că, încă o dată, nu este o rugăciune pentru mine, pentru tine, pentru ea, pentru... Nu există una fixă. Da. Cum am simțit, aia spun. Iisus în Biblie, așa cum știm noi, că în Biblie spune, credința ta te-a vindecat. Exact. Și emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Iată că deja au trecut 50 de minute. Nici nu știți, zboară timpul așa pe lângă noi. Bineînțeles, cu siguranță dumneavoastră ați simțit și altfel vibrațiile de acasă, pentru că noi le trăim aici întâi și după aceea vi le transmitem dumneavoastră. Corect. Mulțumesc, Cristi, încă o dată pentru cu mare plăcere. Ne-ai onorat cu prezența și sper să revii și cu multe alte informații, pentru că am spus, este o enciclopedie de informație și nu-l poți opri. Dacă îl mai țin aici încă 4-5 emisiuni, cu siguranță are ce vorbi și nu se oprește. Dar mi este drag, pentru că ceea ce spune, spune din suflet și spre folosul semenilor lui. Spre deosebire de alții, nu dau nume și nu are importanță despre cine este vorba. Eu așa simt omul. Eu simt omul. Asta e, simt omul. Dragilor, vă iubim, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim pentru că existați, că sunteți alături de noi tot timpul. Vă iubim pentru că și Dumnezeu ne iubește pe noi și este datorie morală și de suflet să ne iubim reciproc. Și evident, nu uitați, soarele răsare peste toată lumea și apune peste toată lumea, indiferent cât de bun sau mai puțin bun suntem. Important este să ne iubim și să ne iertăm. La revedere, weekend minunat, Cristi! Nu uitați, prieteni, pot să vă numesc prieteni, numai împreună, spre un nou început. Așa este, așa să fie, amin. La revedere, weekend minunat, să ne revedem sănătoși!